Stadionul orșănesc din Mioveni, înaintea acestui Rapid Dinamo, altădată un derby care decidea campioana. Acum o partidă care se joacă, iată, la aproape 140 de kilometri de București. Se lasă răcoarea, sunt puține grade peste 0, 1 sau 2 probabil, și meciul începe, iată, cu Dragoș Grigore. După aceea eliminare, bună preluarea lui Ioniță, Ioniță în careu și este gol! Rapidul deschide scorul în minutul 2 și 25 de secunde, după o preluare excelentă a lui Alex Ioniță, încheiată cu o finalizare sigură. Foarte bună preluarea lui Ioniță, dintr-o pasă venită de la adversar, reușește să-l dezechilibreze pe Eman, doar din preluare, și apoi cu stângul lui, piciorul său dominant, stângul lui sigur, Ioniță deschide scorul 1-0 la prima bară acolo. Acolo pleacă și centrarea, minge deviată și este gol! 2-0, o schemă care dă rezultat. O schemă foarte bine executată, o minge deviată peste apărare. Kate este jucătorul îmbrățișat de toată lumea, probabil că el a finalizat sub privirile unui Dușan Uhrin împietrit pe marginea terenului. În doar 7 minute și 50 de secunde, echipa sa primește 2 goluri. Da. Kate este acolo, pune bine corpul în fața lui Gabi Moura. Poate că și sarcinile de marcaj n-au fost împărțite rațional, pentru că Gabi Moura este mult mai scund și mai printre marcatori. Iată-l singur pe Morar, care face 2-1. 3 goluri marcate în mai puțin de 11 minute și Dinamo dă primele semne de viață. Gol marcat în urma unei alte faze fixe, dar aici este vorba despre prea multă bună dispoziție, cred, în apărarea Rapidului. Sunt total nepregătiți, sunt gură cască. Pasa către Vlad Morar vine de la Torje și finalizare sigură a vârfului de atac al lui Dinamo. 2-1. Nimic de făcut pentru Horațiu Moldovan. Privirea încruntată a lui Mutu. Zidul undeva la 17 metri. Șutul bun! Gol! Excelent șut al lui Adrian Bălan. Formidabil șut de la 26-27 de metri. Rapidul se distanțează din nou la 2 goluri. O lovitură liberă bătută exemplar de Adrian Bălan. Mingea capătă un efect care îl derutează pe Figueiredo. Portarul portughez pleacă inițial spre stânga sa. Mingea este lovită perfect de Bălan. Capătă acel efect cu care jucătorii de volei sunt familiarizați. Traiectorie fâlfâită. Execuție de mare clasă. Golul. Săpunaru, nu e bine. Nu e bine, până la urmă reușește să salveze Horațiu Moldovan, dar acea contră încercată de Grădinaru se pare că îi pune probleme dinamovistului. Vedem ce se întâmplă, pasa neglijentă a lui Săpunaru și din degajare, Horațiu Moldovan îl lovește destul de tare pe Grădinaru. Iată-l acum pe Carnat, jucător de viteză, intră în careu, Carnat! Era greu să înscrie de acolo. I-a închis bine unghiul Cristiano Figueiredo și este tușă pentru Rapid.
Rare și Lie, cam ține de minge și pasează, apără Figueiredo la șutul lui Carnat, cea mai mare ocazie a reprizei, excelentă pasă dată de Rare și Lie, unul dintre jucătorii cu cele mai multe asisturi în campionat, nu este offside, Carnat putea face mai mult din această fază.